sunt pe cale să încep primul meu vlog de călătorie. Mergem pentru câteva zile în Roma și o să filmez pe acolo tot ce pot să vă arăt și vouă. Sper să iasă ceva super ok. Suntem pregătiți, suntem echipați, avem bagajul făcut, totul este în regulă și suntem gata să mergem la aeroport. Nu știu dacă mai vorbesc cu voi până ajungem în Roma, dar dacă nu, ne auzim de acolo și mai filmez pe acolo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Suntem la cazare. Zborul a fost relativ ok, a fost ceva turbulențe, dar nimic de speriat. Acum suntem în cameră, arată ok, pare curățel, mă rog, e o leacă mai bătrânicios, dar știam deja cumva chestia asta, că am văzut prin poze. Acum o să ne schimbăm și ieșim la explorat, așa că ne auzim puțin mai încolo. Camera mai înainte și ne-am plimbat mult mai mult decât mă așteptam în seara aceasta. Am ajuns și pe la Fontana di Trevi și pe la Treptele Spaniole, pe la Panteon, care din păcate era închis când am ajuns noi și n-am putut să intrăm. Dar poate mâine sau poi mâine ajungem să vedem și ce e acolo. Fain, foarte fain. Cel puțin când am ajuns la Fontana di Trevi a fost așa wow. Arată super, super fain cu toate sculpturile alea și toate detaliile mișto tare. Și mâine o să mergem la Vatican și de-abia aștept. Cred că acela o să fie apogeul șederii noastre aici. Da, cred că o să fie minunat să văd, sper să pot filma, fotografia ceva cât de cât. Am înțeles că în Capela Sixtină nu se poate filma sau fotografia, e de înțeles, dar în restul muzeilor am înțeles că se poate așa pe aici, pe acolo, puțin, puțin, ca să vedeți și voi câte ceva. Da, acum să ne băgăm la somn, pentru că suntem obosiți și mâine este o zi lungă și vrem să fim în formă de mers. Așa că ne băgăm la somn, o să vă spun noapte bună și ne auzim dimineață sau pe la prânz, să văd când mai apuc să vă vorbesc. Noapte bună! Am ieșit de la Vatican și este ceva absolut superb. Am vizitat muzeele și Capela Sixtină și am rămas fără cuvinte, efectiv, la ce am văzut acolo. Nici nu poate fi descris în cuvinte, absolut superb.
recomand să vizitați dacă ajungeți în Roma, neapărat să vizitați muzeele Vaticanului, pentru că sunt absolut geniale, geniale. Și acum o să mergem să căutăm ceva de mâncare și să mănânc și eu un gelato, că ieri n-am apucat. Deși deja mă simt puțin răcită, dar ce nu face omul pentru un gelato? Bun, deci ne auzim, cred că mai încolo. Acum, de asta și ecou, dacă auziți ecou, mi-am dat seama că aseară nu am mai vorbit deloc cu voi, deci sunt un vlogger veritabil, nat. Dar adevărul că eram frântă, nu mai puteam să mișc nici măcar un deget, m-am băgat în pat și aia a fost. Ieri am mers de la ora 10 dimineața, am plecat din cameră și am ajuns acasă la ora 12 noapte, deci toată ziua am mers, bineînțeles cu puține pauze pe aici, pe acolo, ca să mâncăm și așa. Dar a fost crunt. O să fac și machiajul cât stau aici de vorbă cu voi. A fost crunt, dar frumos și chiar recomand când mergeți undeva în vizită într-un oraș nou să luați la pas, pentru că așa e cel mai fain, cu harta în mână. Și noi am descoperit o grămadă de chestii care nu erau pe hartă și am ajuns la ele absolut întâmplător. Și am rămas uimiți la unele dintre ele. Da, ieri am fost la Vatican, am zis deja, am și reușit să filmez câte ceva pe acolo, sper că a ieșit bine ca să pot să fac și vlog. Și după aia am mâncat și mai am mers tot încolo spre centrul, spre centrul Romei. Am vrut să mergem la Villa de Medici. De fapt, chiar am fost, numai că ne-am luat o mare țeapă pentru că a trebuit să urcăm un deal. Și noi nu prea mai eram în stare, dar am zis, hai să mergem. Și am urcat dealul și am ajuns sus și Villa de Medici era în renovare. Da, a fost o mică țeapă. Și am ajuns și la un Hard Rock Cafe din Roma, pentru că n-am fost niciodată la cel din București, n-am ajuns și n-am fost niciodată la un Hard Rock Cafe. Așa că am zis, hai să mergem acum că avem ocazia. Și ne-am tot plimbat pe străduțe, ne-am plimbat până nu ne-am mai ținut picioarele și am zis, hai acasă. Da, astăzi o să mergem la Coloseu, ceea ce înseamnă că avem, din ce ni s-a spus, cam o oră de mers pe jos. Dar la antrenamentul de ieri și alaltă ieri, deja nu mai contează. Asta mi-a făcut bășici la picioare și m-am bandajat cu plasturi și tot ce se poate, deci sper să fie în regulă. Bine, probabil o să fac alte bășici, dar asta este. Da, și mergem la Coloseu și o să ne mai plimbăm acolo prin zona, am înțeles că mai sunt niște obiective de astea turistice, Forum Roman, Forum Traian, Forum, o grămadă de forumuri de genul acesta și alte destinații și cred că pe acolo o să ne facem veacul astăzi, să vedem ce mai filmez și pe acolo. Nu știu dacă o să intrăm, dar cred că nu o să intrăm la Coloseu. Da, și cam asta este planul de astăzi. Din ce ne-am făcut noi așa, ne-am uitat pe hartă și am zis azi mergem acolo. Și nu știu ce să vă mai spun. Nu știu dacă nu v-am arătat cât de fashion este această baie
dacă vedeți voi aproape, are o copertă din The New Yorker pusă pe perete și chiar mi se pare de interesantă. Chiar aș putea să caut și eu efectiv coperți din astea de reviste vechi, să le printez efectiv și să le pun într-o ramă. Mi se pare chiar arată bine, este o idee foarte bună. Da, mie mi-a ieșit o grămadă de porcărie pe față, pentru că nu mi-am luat toate cremele cu mine și da, nu am folosit rutina obișnuită și mi-am ieșit niște porcării, dar asta este. Și am buzele foarte uscate și iritate pentru că nu prea m-am hidratat zilele astea. A fost greșeala mea. Și nu mai pot să mă dau cu ruj. Mi-am luat două rujuri lichide mate, dar nu mai pot să mă dau cu ele. Și o să mă dau cu balsamul ăsta, puțin colorat, dar măcar balsam e hidratant cât de cât față de un ruj mat. Da, ce să mă mai spun, ieri am fost la The Body Shop, pentru că Miașa nu este magazin fizic The Body Shop, și a zis că stai să vezi, poate prin ceva oferte, nu, mi s-a părut mai scump decât magazinul online din România, așa că am ieșit doar cu o cremă de mâini de acolo și atât. Nu mi-am cumpărat nimic, mai ales că am zis mai bine aștept Black Friday din România și sigur îmi iau chestii mai ieftină, la preț mai bun din România. Și ce mi s-a mai părut interesant este că în trei locuri am văzut că a intrat lumea cu câini. Am fost în Zara Home și era cineva cu un cățeluș mic. În The Body Shop era... De fapt, în The Body Shop n-am văzut eu, dar am văzut prietenul meu. Era cineva cu un cățel chiar mare, gen câine lup sau ceva genul ăsta. Și în Hard Rock era cineva cu un mops, cu un pug. Mi se pare foarte tare că te lasă să intri cu câinele în magazin. Asta n-am mai văzut. În local n-am mai văzut, dar în magazin efectiv n-am mai văzut. Și încă ceva ce m-a frapat este faptul că mie mi se pare foarte periculos să traversez strada la ei. În primul rând că ei sunt obișnuiți să traverseze efectiv pe roșu. La ei nu se ține cont, e verde, e roșu, nu contează, ei au trecut. Noi stăteam ca proști acolo și așteptam să facă verde, e preceau la mea nicio treabă. Și da, cred că m-am dat cu grămadă de testă în timp ce vorbeam cu voi. Și mașinile... Iau multe mașini micuțe și multe scutere, foarte multe scutere. Și trec pe verde, nu, pe verde pentru pietoni. N-au treabă, se strecoară, trec pe lângă tine. Da, mi se pare destul de periculos aici să traversez strada. Și chiar m-a frapat chestia asta. Da, dacă oamenii așa sunt obișnuiți, ei totdeauna n-ai ce să le faci. Da, cam asta este. O să-mi continui machiajul, că deja am dat cu o grămadă de corector de la cred că m-am pus mai stratul de corector. Cam asta am avut de zis. O să-mi continui machiajul, mergem la Coloseum, filmăm pe acolo ce putem și sper că o să ne auzim mai târziu și că nu o să mai uit să filmez. Dar încă nu sunt obișnuită cu treaba asta cu vlogging-ul, așa că îmi cer iertare. Dar poate îmi amintesc să vorbesc cu voi mai târziu. Deocamdată v-am pupat. Am ajuns, vedeți acolo în spatele meu, așa, și este frumos și terifiant în același timp când te gândești la ce istorie sângeroasă are în spate. Da, ne-au agățat și niște afroamericani, ca să spun așa, ne-au dat niște brățări, cum se cheamă, elefanții, deci de pe acolo, în fine. Sunt peste tot pe aici, dar important este ce în spatele meu, se și construiește, de asta probabil auziți un zgomot pe fundal. Bun, am ajuns aici, nu o să intrăm, din păcate, și cred că de aici pentru să mâncăm ceva și mai vedem ce ne mai oferă Roma mai departe. Ne auzim mai încolo!
Hello, vă vorbesc din nou din cameră cu această față minunată. Este aproape ora 1 și am ajuns tot așa mai devreme în cameră. Și ce să vă spun, azi am vizitat Coloseumul. Am și filmat puțin pe acolo, nu am intrat. Dar ne-am uitat așa de afară puțin și este o imensitate de clădire, să spunem. Și v-am zis și mai devreme ce am filmat acolo, că este și frumoasă și impunătoare, dar și terifiantă în același timp, când e în considerare tot ce s-a întâmplat acolo. Da, mi-am pierdut și vocea, pentru că înțeles că am ca și o înghețată, chiar dacă era noiembrie și frig. A plouat puțin dimineață și după aia am scăpat de ploaie. Oricum, am avut foarte mare noroc pentru că se anunțau furtuni puternice, ploi, vânt, vijelie, zici că venea sfârșitul lumii, asta luni și marți. Și n-a fost nimic de genul. Chiar am avut noroc și azi dimineața a plouat puțin, dar după aia s-a oprit ploaia. Da, și după Coloseum ne-am îndreptat spre partea opusă Fontanei de Trevi, cum ar veni, ca să mai vizităm și alte locuri. Stați așa. Mă doare mâna. Ca să mai vizităm și alte locuri și chiar am dat peste niște bisericuțe foarte faine. Am intrat în ele și chiar am rămas plăcut impresionați. Cel puțin era una în piața Navona, parcă așa se chema, și biserica se chema ceva cu San Agnes, ceva de genul acesta, îmi cer scuze, dar nu mai rețin acum exact și n-am harta lângă mine. Foarte faină, foarte, foarte faină. Deci am niște sculpturi și niște statui ce avea pe acolo. Pai de mine, am rămas puțin uimită. Nu mă așteptam. Și chiar ziceam că parcă părea mai impresionantă decât Capela Sixtină. Poate și pentru faptul că nu mă așteptam să găsesc așa ceva acolo. Da, și apoi ne-am tot plimbat pe străzi, străduțe, ne-am rătăcit puțin pe acolo. Rătăcit la modul pozitiv. Și am mâncat o pizza foarte bună în seara asta, foarte, foarte bună. Și a fost și într-un pub de-a lor cu ceva bere artizanală. Mă rog, mie nu mi-a plăcut că era cam amară. Dar a fost interesant așa, eram de ale locului, ca să spun. Da, și mâine este ultima zi. De fapt, penultima, dar ultima zi în care este întreagă și în care mai avem timp să ne plimbăm pe aici pe acolo. Și cred că o să mergem la Fontana de Trevi și la Panteon ca să le vedem și pe timp de zi, că le-am văzut doar seara, până acum. Și mai vedem ce se mai întâmplă și o să filmez, bineînțeles. Sper. Și poi mine, adică vineri, eu o să plecăm acasă. Dar mai vedem mâine ce și cum și ce vă mai arăt. Momentan vă spun noapte bună și ne mai auzim.
baie și din nou cu fața asta. Este ultima zi în Roma, de fapt ultima zi e că și plecăm. Îndată terminăm bagajele și ne pornim spre aeroport. A fost frumos, însă nu pot să spun că Roma a urcat în topul orașelor preferate la mine. N-aș putea să vă spun de ce, pentru că este un oraș foarte frumos, plin de cultură, de istorie. Oriunde întorci capul, vezi o statuie, o clădire frumoasă. Este superb din punctul ăsta de vedere. Dar, nu știu, poate nu i-am simțit eu vibe-ul așa cum trebuia. Dar este de vizitat și, în special, m-a spus Vaticanul, cu toate muzeele lui, este de trecut pe listă acolo la lucruri de făcut. Da, și acum o să-mi pun puțin fața, terminăm bagajele și ne îndreptăm spre aeroport. Din păcate, gata vacanța. Sper că a ieșit ok vlogul acesta. Încă nu sunt obișnuită să fac vlogging și nu sunt obișnuită să scot camera de fiecare dată ca să filmez. Și hai că de filmat am mai filmat, dar nu sunt obișnuită să scot camera și să mă filmez pe mine, să vă tot povestesc chestii. Probabil v-ați dat seama că am și uitat în unele seri să vorbesc cu voi, am uitat să vă spun pe unde sunt, ce și cum fac. Încă nu sunt obișnuită cu toată treaba asta cu vlogging-ul, așa că îmi cer iertare din punctul ăsta de vedere. Sper totuși că ești un vlog cât de cât ok, așa ca prim vlog de călătorie. Da, vocea asta să mă iertați, dar trebuie să mănânc înghețată și de asta am și vocea asta. Da, cam asta este. O să-mi continui machiajul, să-mi acopăr fața și toate petele astea. Și nu știu dacă ne mai auzim mai încolo, dar poate o să mai filmez pe aici, pe acolo, pe drum. Dar de auzi nu știu dacă ne mai auzim. Așa că vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne auzim la următorul video. V-am pupat! What a wonderful world.